Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Ei bine, este un weekend în care e bine să ne relaxăm, un weekend în care e bine să ne ocupăm așa de rutina noastră zilnică, să vedem ce mai avem de rezolvat pe acolo. Însă este un weekend în care, în detalii, vom descoperi anumite adevăruri. Și e un weekend cu transformări. V-am spus eu că săptămâna începe sub arcana majoră Turnul și se termină sub arcana majoră Nebunul, ca și energie generală. Și avem ziua de sâmbătă, 27. Păi ziua de sâmbătă este foarte bună pe drumuri, pe călătorii. Chiar dacă nu ne-am propus acest lucru, fie avem de făcut drumuri pentru cumpărături, pentru rezolva tot felul de probleme personale, iar în alte cazuri ziua de sâmbătă poate să vină la pachet și cu tot felul de discuții pe care le avem cu persoane de la distanță, cu persoane din altă țară, persoane aflate în străinătate. Drumurile ne pot ajuta foarte mult să conștientizăm tot felul de lucruri. Da, putem să facem tot felul de drumuri în locuri mai ascunse, în locuri mai dragi inimii noastre. Chiar ar fi benefic acest aspect. Și bineînțeles că ziua de sâmbătă vine cu decizii importante pe care noi toți le putem lua, decizii legate de viața noastră privată. În sfârșit putem să găsim o soluție în acel domeniu în care lucrurile nu prea mai funcționează, de ce nu? Iar ziua de duminică vine cu data de 28 sub Nebunul. Da, ziua de duminică vine cu eventuale conflicte, discuții, adevăruri care ies la suprafață. E acel moment când spunem, ei și care e problema, uite, asta e situația, așa trebuie să facem, așa trebuie să nu facem. Un moment în care, sub o anumită presiune, tensiune pe acolo, pot ieși secrete la suprafață. Bineînțeles că este o zi pe care nu o vom uita ușor, asta e clar. Avem și un aspect mare care se petrece la grad exact. Putem să descoperim anumite lucruri care să ne determine să explorăm mai departe. E un moment de conștientizare, e un moment de trezire la realitate, aș spune eu, acest weekend. Bineînțeles că ni se cere totuși să nu ne bazăm doar așa pe lucrurile care vin ca atare, ci să explorăm puțin situația. Chiar am fi foarte mult ajutați. Da? Foarte mult ajutați am fi din acest punct de vedere. Bun. Cam atât în mare parte, o să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să cauți și zodia și ascendentul, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Îți reamintesc de previziunile pentru următoarea săptămână, pentru că avem și acolo evenimente importante, avem o lună plină, săgetător, se întâmplă lucruri. Și te invit și la previziunile pentru luna iunie, că este o lună iunie cu transformări așa pentru toată lumea. Am discutat deja pentru toate zodiile, dacă vrei, ai și acele filmări. Și acestea fiind spuse, hai să începem cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este un weekend în care vă ocupați foarte mult de rutină zilnică, aveți treburi de făcut prin casă și chiar ziua de sâmbătă e bună pe așa ceva, cel puțin în prima parte a zilei. Puteți să faceți niște cumpărături, puteți să studiați o ofertă nouă de muncă, puteți să intrați în contact cu o persoană care e la distanță sau primiți niște vești bune privind o călătorie. De asemenea, undeva pe la amiază, undeva în a doua parte a zilei de sâmbătă, e bine să fiți puțin atenți, dragi bărbeci, pe sănătate, da? Vedeți ce faceți. Și de asemenea, e bine să fiți puțin atenți pe drumuri, pe discuții, în special cu un bărbat din preajma voastră, un vecin, un prieten, cineva pe acolo, da, care vă poate supăra sau cine știe, unii dintre voi puteți să conștientizați tot felul de lucruri. Poate toți oamenii v-au spus o chestie, voi ați spus că nu e adevărat și weekendul ăsta vi se demonstrează că așa este. Ziua de duminică, uite, dacă vrei să faci ceva de mâncare, dacă ai niște chestiuni de făcut acolo în familie, e un moment foarte bun pentru că îți vor ieși lucrurile extraordinar de benefic.
Sănătatea pare să stea puțin mai bine, asta undeva în ziua de duminică. Poți să mergi la cumpărături, poți să ai niște discuții privind aprecierea pe care tu o primești din partea celorlalți. Și interesant este că pentru tine ziua de duminică și în general weekendul vine sub această energie de trezire la realitate, privind anturajul tău, privind persoanele din jurul tău, poate chiar discutăm despre o situație legată de aprecierea pe care tu o primești din partea celorlalți. E un moment important acolo. Și vezi ce comunici, atenție puțin pe sănătate, repet, în acest weekend, nu exagera. Încearcă să ai o mai mare grijă. Dacă vrei în acest weekend, chiar te vei gândi serios să mănânci ceva mai sănătos. Sau să ai puțină mai mare grijă atunci când vine vorba de bani. Da, a căzut cardul pe jos. Sper să mă țină vocea, dragi berbeci, pentru că m-am cam supra-solicitat și nu mai am nici energie. Hai să vedem. Ce spune și tarotul? Și avem valetul de bâte. Sunteți dornici să experimentați lucruri noi în acest weekend, iar șapte de bâte îmi spune mie că aveți foarte multă energie, aveți foarte multă încredere în voi, sunteți dornici să faceți tot felul de chestii, poate alții faceți sport. Cavalerul de cupe, văd aici o conexiune cu o persoană foarte dragă sufletului tău, care se află la distanță de tine. Sau îți poate veni cineva în vizită, pentru unii berbeci, dar văd că este și un weekend cu pasiune, un weekend în care poți să petreci alături de persoana iubită. Apoi avem 5 de bâte. Uite, pot apărea și discuții în contradictoriu, poate să fie un moment în care te contrazici cu cineva sau poate să fie un weekend așa cu gelozie, un weekend în care pot apărea și tensiuni. Da? E cineva aici care își dorește neapărat un anumit lucru, poate ești tu, și atunci lupți pentru chestia asta. Zodia Taur. Dragi Tauri, un weekend în care iubirea e importantă pentru voi, banii, plăcerea, copiii. Vreți să vă răsfățați acum. Este un weekend, dragi Tauri, cel puțin sâmbătă dimineață. E un moment foarte bun pentru voi. Puteți să faceți ceva, o activitate care vă place foarte, foarte mult. Sau vă puteți întâlni cu persoana iubită. Puteți să intrați în contact cu o persoană dragă vouă. Vă vin niște idei geniale. Aveți voi de gând să faceți acolo o schimbare mare, mare, mare. Bun, apoi în a doua parte a zilei de sâmbătă, atenție puțin pe cheltuieli și atenție în relația cu persoana iubită, pentru că pot fi anumite chestiuni care să te facă să te simți neprețuit, neiubit și de asemenea, dacă ești Taur și vrei să-ți programezi o întâlnire sâmbătă seara, de nicio culoare, nu, pentru că există tot felul de lucruri ciudate. Tot sâmbătă seara există risc de conflict privind viitorul relației, privind prietenii. Poate e un moment în care e nevoie să stai cu persoana iubită, să te vezi și cu prietenii. Alții poate ieșiți undeva sâmbătă și vă treziți pe acolo că vă simțiți singuri, că simțiți faptul că nu mai aparțineți acelui grup sau nu mai aveți elemente comune. Și asta e, dragi Tauri, că Saturn pe acolo prin pește, asta vrea de la voi, să vă mai restrângeți puțin cercul ăla de prieteni. Să păstrați persoanele de calitate. Duminică, prima parte a zilei, este foarte bună pentru tine. Pe comunicare, pe drumuri, poți să studiezi ceva interesant pentru sufletul tău, poți să faci un drum într-un loc drag inimii tale, poți să te vezi cu persoana iubită sau poți să cunoști pe cineva în ziua de duminică. Însă, în general, ziua de duminică pentru tine vine cu o trezire la realitate privind un prieten, privind viitorul tău, privind zona aceasta de online, deci e un moment acolo de trezire pentru tine și atenție puțin pe cumpărături în ziua de duminică, vezi ce faci, vezi pe ce dai bani. Hai să vedem, dragi Tauri, ce faceți voi. Șapte de monede și eremitul. Dragi Tauri, sunteți într-o așteptare aici și analizați foarte mult o situație din trecutul vostru. Văd o legătură cu zodia fecioară pentru unii dintre voi. Stați aici și așteptați. Fie vreți să stați mai mult singuri în acest weekend și să faceți lucruri doar pentru plăcerea voastră și asta tare bine ar fi, că meritați și voi puțină pauză.
Dar e un moment în care, uite, stai și analizezi așa trecutul, stai și aștepți o chestie. O veste sau un sfat pe care îl poți primi de la o persoană matură, luna, o legătură cu zodia rac, pești, poate un scorpion, un weekend în care sunt tot felul de iluzii pe aici care se fac, poate să fie și un moment în care vezi un adevăr, poate îți dai seama că nu mai ai, știu eu, aceeași plăcere, da, împreună cu un prieten, cu persoana iubită, nu te mai regăsești într-o poveste. Ultima carte, Cavalerul de Bâte, se pare că până la urmă e un weekend în care vrei și tu să te bucuri de viață, să trăiești intens. Cavalerul de Bâte vorbește despre o persoană foarte energică, plină de viață, entuziasmată, dar uite că se petrece un anumit element aici care te scoate din așteptare. Da? Și este poate o situație în care îți dai seama că e cazul să faci ceea ce îți place ție, poți să o faci de unul singur, nu trebuie să aștepți neapărat să vină cineva către tine. O femeie te-ar putea pune pe gânduri destul de mult în acest weekend, dar simt eu că e un moment în care se face lumină pentru tine într-o situație foarte ciudată. Zodia Gemeni, dragii mei gemeni, pentru voi e un weekend în care tare bine ar fi să vă mai odihniți, cel puțin în ziua de sâmbătă, în prima parte. Pentru unii pot apărea tot felul de activități. Fie vă vine cineva în vizită, vreți să petreceți timp de calitate alături de persoana iubită. Alți gemeni puteți să aflați niște secrete, da? Sau vă apucați voi acolo, meditați, faceți chestii. Deși v-aș recomanda să vă odihniți și v-aș recomanda să stați puțin să vedeți ce n-ați făcut bine până acum, de sunt problemele alea de sănătate, de simțiți oboseala aia în corp, de lucrurile nu se mai leagă. Da? Vedeți ce activități apar, nu exagerați și lăsați-vă puțin purtați de evenimente în prima parte a zilei de sâmbătă. Asta e foarte important. Și sâmbătă de dimineață poți să intri în contact sau în prima parte a zilei cu niște persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult timp. Fie că sunt prieteni, un fost de iubire, un fost partener, sunt acolo niște lucruri. Ei, în a doua parte a zilei de sâmbătă, vezi că va fi nevoie să te împarți într-un mod egal. Și între casă și familie și pe viața ta profesională. Uite, poate să fie și un moment în care îți dai seama că ai nevoie de o bază stabilă. Încep să conștientizezi care este baza ta, ce persoane ai alături, unde te afli, chiar și din punct de vedere profesional, nu doar personal. Însă, pentru alți gemeni, vedeți că pot apărea conflicte cu rudele, conflicte cu autoritățile, vedeți ce faceți în ziua de sâmbătă. Iar ziua de duminică, în prima parte, o să vă găsească cu tot felul de surprize. Fie vă treziți cu tot felul de persoane că vă sună la ușă, fie vă treziți cu tot felul de apeluri telefonice, invitații. Și ziua de duminică este foarte bună să aflați un adevăr, să conștientizați în sfârșit ceva. Și e o situație legată de cariera voastră, reputația voastră. Da? Ce fel de relație ai? E una serioasă? Nu-i serioasă? Cine-i partenerul? Pot apărea conflicte în relația cu șefii, dar nu doar duminică, cu aspectul ăsta se simte și luni. Da, o să discutăm. Duminică e un moment de conștientizare pentru că, nu știu, unii gemeni probabil sunteți așa într-o perioadă în care aveți și o criză din asta de identitate, că nu mai știți pe încotro mergeți. Norocul vine pentru tine din relația cu ceilalți. Da? Ceilalți te pot ajuta sau este o situație care, chiar dacă inițial pare ciudată, pare obositoare, te va ajuta foarte mult pe tot ce ține de relații. Fie să cunoști o nouă persoană și să-ți dai seama că relația aia nu mai are sens, fie să conștientizezi un lucru și să încerci să colaborezi cu partenerul. Îți dai seama cine ești sau îți dai seama că doar atât poți sau îți dai seama că poți mai mult și că n-ai fost apreciat și aici iar e de muncă. Dar e ok. Da, e ok. 4 de cupe pentru tine, împăratul. Da. O legătură cu zodia berbec pentru unii gemeni. Dragi gemeni, ceva nu vă place aici în legătură cu o persoană cu autoritate asupra voastră sau în legătură cu niște reguli. Apoi avem 5 de monede. Atenție pe sănătate. 5 de monede e o senzație de singurătate, de abandon. Vedeți să nu răciți, vedeți ce faceți. Știu că e cald afară, dar ultima carte, Cavalerul de Cupe.
Cavalerul de cupe, uite că vine cu o ofertă pentru tine, vine cu o propunere. Deci chiar dacă e cu supărare, până la urmă lucrurile sunt ok pentru tine. Unii gemeni posibil chiar să abandonați o anumită idee și deodată să vă treziți că lucrurile se deblochează pe o cu totul și cu totul altă direcție. Da. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi e un weekend în care ar fi bine să vă odihniți și voi. Ziua de sâmbătă vă găsește în compania prietenilor, mai ales în prima parte, sau aveți tot felul de activități de făcut pe lângă casă sau împreună cu persoanele dragi vouă. Tot acest weekend vă spune că aveți multe drumuri de făcut, dar aici e bine să fiți foarte atenți, da? Pe drumuri, pe discuții în contradictoriu, pot apărea tot felul de situații ciudate și, dragii mei raci, și pentru voi apare un moment de conștientizare privind o relație importantă din viața voastră. Da? Privind o relație importantă din viața voastră. Ei, este și un moment de conștientizare privind relația voastră cu divinitatea. Pot apărea tot felul de vești pe care le aflați și care vă fac să conștientizați și pe voi cam care vă este valoarea, cam cât ar trebui să vă implicați și cam cât nu într-o poveste. Apoi, duminică, prima parte a zilei este interesantă și vă găsește foarte mult pe drumuri sau discutați foarte mult, stați mult online, vă informați, da? Și uitați că duminică puteți să aflați un adevăr sau să aveți o surpriză undeva spre seară din partea unui prieten, din partea unui grup de oameni, vi se schimbă așa un plan de viitor. Și așa cum spuneam, pentru voi e un moment în care vi se cere să vă concentrați pe partea practică a lucrurilor, că na, teoria din mintea noastră nu că nu e bună, dar trebuie permanent updatată, dar schimbată, că și realitatea se schimbă și lucrurile fizice se schimbă. Avem etape și etape în viață, da? Hai să vedem, dragi raci. Conflicte pe zona studiilor pentru unii. Regele de cupe, 4 de spade. Vă simțiți obosiți? Vă simțiți obosiți? E un weekend în care ar fi bine să aveți o mai mare grijă. Dacă simțiți nevoia să vă odihniți, luați și vă odihniți. Unii văd că sunteți foarte gânditori în legătură cu zona sănătății. Acum poate aveți legătură pe acolo. 6 de monede, primiți un ajutor, oferiți un cadou sau vi se face un cadou în acest weekend. Poate vă luați voi ceva drăguț pentru sufletul vostru. Iar ultima carte este 2 de bâte, o legătură cu străinătatea, o legătură cu zona internetului, o alegere importantă pe care o ai de făcut. Iar unii raci posibil să vă programați vreo călătorie undeva la distanță, într-un loc cu apă, într-un loc liniștit. Și tare bine v-ar prinde. Zodia Leu. Dragii lei, banii sunt importanți pentru voi în acest weekend. Banii, valoarea personală, mâncarea, sunteți concentrați pe planul fizic. Ei, ziua de sâmbătă e foarte bună pentru tine să te afirmi, e foarte bună să primești niște bani, primești o apreciere, faci ceva și ți iese bine și te bucuri și ești cumva la un nivel înalt. Tot ziua de sâmbătă vine pentru tine în a doua parte cu niște situații ciudate legate de bani. Acum, fie apar cheltuieli, fie pentru unii lei e un moment în care vă dați voi seama că nu sunteți suficient apreciați și începeți să vă îngrijorați puțin privind viitorul vostru din punct de vedere financiar. Pot apărea conflicte în relația cu niște prieteni sau în relația cu niște grupuri de oameni, tocmai pentru că voi aveți deja niște planuri acolo undeva sus și aceștia fie nu vă susțin, fie nu sunt de acord. Duminică e o zi interesantă în care sunteți apreciați pentru ceea ce spuneți, aveți parte de tot felul de surprize din partea celorlalți și asta e ok, deci chiar e o zi de duminică bună, doar că e bine să vă odihniți și voi, să nu exagerați. Vedeți voi, e un moment acolo în care pot apărea tot felul de conflicte, lupte de putere. Poate până acum v-ați opus unor schimbări și acum vi se arată că e bine să faceți schimbare, e bine să mergeți într-o anumită direcție. O să vă simțiți și voi puțin secați de energie, astea sunt chestiile pe cer. E obositor ce se întâmplă, eu una simt, sunt terminată de câteva zile. Poate e bine să acordați o mai mare atenție plăcerilor voastre, da? Și dorințelor voastre. Chiar pe acolo ar fi bine să umblați voi.
Uite, norocul vine printr-un copil, prin persoana iubită, printr-o afacere pe cont propriu, printr-o pasiune pe care o ai. 5 de bâte avem aici și asul de spade. O decizie importantă pe care o iei și uite că se găsește o soluție la un conflict în acest weekend. Se ia o decizie și chestia asta oferă un conflict. Uite, primești o veste. Poți avea o legătură cu zodia balanță pentru unii dintre voi. 4 de bâte. Uite că petreci, ai o petrecere în familie sau se întâmplă un eveniment important în jurul tău. Mergi într-un loc nou, 9 de cupe, până la urmă te bucuri, te simți mulțumit, împlinit, liniștit și ți-am spus că e un weekend cu treziri la realitate, extrem de benefice pentru tine. Extrem de benefice. Unii mergeți undeva, vă relaxați sau vă vin persoane în vizită, mergeți în oraș, nu știu. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, hai că e un weekend în care voi sunteți bine, sunteți energici, da, aveți toate elementele necesare. Ziua de sâmbătă, uite, vine la pachet cu o călătorie îndepărtată pe care o faci sau cu niște discuții pe care le ai privind niște rude care sunt la distanță de tine sau poți să primești tot felul de vești privind zona străinătății, privind studiile, știu eu. Dar uite că pentru tine prima parte a zilei de sâmbătă e foarte bună, ai o intuiție bună, vezi lucrurile într-un fel. În schimb, vezi că undeva sâmbătă seara apar conflicte în relația cu ceilalți și conflictele pot ține de relația cu persoana iubită, relația cu un copil, conflicte legate de o afacere, nu știu. Pe de altă parte, pot apărea conflicte în relația cu șeful sau în relația cu persoanele cu autoritate asupra ta și e un moment ciudat acolo. Duminică e o zi bună pentru tine pe comunicare, pe drumuri, pe studiu, e o zi în care conștientizezi un adevăr și asta e absolut fantastic. Însă, tot duminică ar fi bine să fii puțin atent pentru că în jurul tău se vor discuta tot felul de lucruri, vor ieși tot felul de secrete la suprafață privind o relație importantă din viața ta. Și fie că este relația cu un bărbat important, da, din viața ta, fie că este vorba despre relația cu partenerul, relația cu șeful, cariera ta, reputația ta. Deci, ți-ai făcut acolo niște gânduri și uite că acum ți se spune, uite, asta e realitatea. Cam despre asta e vorba. E ceva ce te va ajuta foarte mult pe casă și pe familie. Unii puteți să rezolvați niște chestiuni legale, în sensul că mergeți, vă informați și găsiți soluția. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Despre ce e vorba. Opt de cupe, steaua, o legătură cu zodia vărsător pentru unii dintre voi. Abandonați ceva și mergeți către împlinire, mergeți către țelul vostru, faceți un drum. Vreți o nouă viață, vreți un nou început. Apoi avem aici 7 de cupe. Atenție, dragi fecioare, ce decizii luați. 7 de cupe vine la pachet cu multe opțiuni, dar vedeți că nu tot ceea ce strălucește este din aur. Vi se cere să vă deschideți așa în fața unor noi idei. Vi se cere să vedeți adevărul. Ultima carte, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate niște iluzii pe care ți le-ai făcut privind o persoană apropiată de tine, o persoană dragă inimii tale. Însă pe de altă parte, atenție puțin și pe plan emoțional, că e posibil să-ți fi făcut tot felul de speranțe privind relația cu ceilalți și acum să te trezești într-o cu totul și cu totul altă situație. Un weekend cu foarte, foarte multe emoții pentru tine. Zodia Balanță. Dragi balanțe, e un weekend în care pierdeți controlul total asupra lucrurilor și tare bine ar fi să vă odihniți acolo alături de niște persoane dragi vouă sau chiar singuri sau în locuri mai retrase. Tare bine v-ar prinde. Păi e un weekend în care dacă nu v-ați propus să faceți ceva că străiți intens, nu-i problemă care grijă universul și uitați că aveți niște drumuri scurte de făcut în prima parte a zilei de sâmbătă sau vă vin niște musafiri în vizită. Aveți niște discuții interesante.
se întâmplă acolo niște schimbări, găsiți voi niște soluții. Atenție foarte mare pe sănătate, în seara zilei de sâmbătă, foarte mare, nu exagerați cu absolut nimic și încercați să vă odihniți dacă simțiți nevoie. Mai acordați-vă puțin timp și vouă. În general, acest weekend vorbește despre chestia asta, da? Că e posibil să ne simțim fără energie. Atenție puțin în seara zilei de sâmbătă. Că e un moment așa în care ți se demonstrează că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica și vezi ce faci. E un moment în care poate nici nu mai știi ce să mai crezi, că îți faci tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Să spun că e un moment în care pot apărea niște treziri așa la realitate, privind viitorul tău, privind viața ta. Duminică iar apar drumuri pe care le-ai de făcut, să afli tot felul de lucruri, sunt tot felul de discuții intense acolo și uite că ai parte de o surpriză destul de mare legată de un copil, persoana iubită, o afacere, ceva ce ție îți place foarte, foarte mult. Uite, dacă vrei să te joci frumos cu energiile, e ok weekendul ăsta să stai așa liniștit undeva, fie cu persoana iubită, fie singur, și să petrești timp de calitate, dar să o faci așa cum simți tu, adică să fie ceva mai retras. Da? Faceți un weekend de filme, faceți ceva, nu știu, ceva retras, pentru că nu aveți energia necesară să faceți nu știu ce nebunii. Și de asta am spus eu că teoria nu e aceeași cu practica. Normal, dacă voi dormiți în picioare, că fiecare dintre noi are câteva zile pe lună când, indiferent ce face, e mai obosit și mai somnoros și cu mintea în altă direcție. Cam așa și voi. Da? Și atunci e normal să vă împiedicați, știu eu ce faceți pe acolo. Ei, dragi balanțe, ziua de duminică vine cu niște conflicte, da? Legate de bărbați, legate de discuții în contradictoriu. V-am zis eu că e un moment în care teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica și fiți puțin atenți pe sănătate. Sunt chestiuni legate de casă, de viața voastră privată, de trecutul vostru, de locul în care v-ați născut. Da? Însă, norocul vine printr-o discuție, printr-un drum scurt. Norocul vine prin studiu. Da? Pot apărea tot felul de chestiuni ciudate legate de acte pentru unii dintre voi, dar e o trezire la realitate. Vă dați seama că undeva nu mai merge, undeva trebuie acționat. Și vedeți că Saturn pe acolo nu se joacă, Jupiter pe acolo tot insistă, mai e și în conjuncție cu destinul. Deci nu vă jucați nici voi, că nu-i de joacă cu așa ceva. Bun, valetul de monede, 2 de cupe. Studiați aici un contract, o ofertă, o întâlnire. Poate este un weekend în care studiați foarte intens ideea de relații. Relații de iubire, relații de orice natură. Cavalerul de bâte. Și foarte energic, entuziasmat, deodată spui gata, merg să fac asta, pot apărea tot felul de întâlniri pline cu pasiune sau poți să cunoști pe cineva. Ultima carte, cumpătarea, o legătură cu un săgetător. E un weekend pentru tine în care, uite, poți să faci un compromis sau e un weekend în care, în sfârșit, poți să cântărești o situație, să o studiezi foarte bine, să o analizezi și chiar, în sfârșit, să iei o decizie. Fie că vrei, fie că nu vrei, ești pus pe studiu și acum fie că studiezi o prietenie, analizezi o situație, te informezi în legătură cu ceva, stai de vorbă cu o persoană și aveți niște discuții așa elevate, interesante, care vouă vă plac mult. Adică vi se cer și dovezi fizice cu valetul ăsta de monede aici. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, intrați în contact cu mulți oameni în acest weekend. Prima parte a zilei de sâmbătă este foarte bună pe relația cu ceilalți. Puteți să cunoașteți o nouă persoană, deci vedeți ce faceți, dragi scorpioni, dacă sunteți interesați. Vă faceți niște planuri împreună cu partenerul și mai mult decât atât vă simțiți foarte bine în grupurile de oameni din care faceți parte. Undeva în seara zilei de sâmbătă pot apărea conflicte în relația cu persoana iubită sau în relația cu un copil. E acolo o luptă, e acolo o chestie care trebuie rezolvată, dragi scorpioni. Poate să fie și un moment pentru voi în care un bărbat poate avea niște probleme și chestia asta vă cam dă pe voi peste cap sau cineva vă provoacă pentru alți scorpioni. Dar vedeți că e vorba de o persoană importantă din viața voastră.
Ziua de duminică vine la pachet cu multe drumuri, multe surprize pe care le ai chiar din partea partenerului sau din partea unei persoane din trecutul tău, surprize din partea unei persoane din familie și uite că e un moment în care conștientizezi cu adevărat dacă o relație de iubire mai poate funcționa sau nu, conștientizezi cu adevărat ce anume îți place, ce anume nu și vezi că mai afli niște chestiuni legate de o afacere sau ceva legat de plăcerile tale. Da? Plăcerile tale. Norocul pentru tine e pe bani. Da? Asta e bine. Sau e o situație din care ești tu pozitiv. Sunt niște treziri la realitate acolo, dragi scorpioni. Probabil niște discuții cu partenerul sau cu un copil. Vă dați voi seama acum că ceva chiar nu mai funcționează. Să vă dați seama că funcționează, știu eu. Spânzuratul, cavalerul de cupe, o legătură cu zodia pești. Poate să fie un weekend în care pot apărea blocaje privind drumurile, dar văd aici că e un moment în care încep să vezi cu alții o situație. Unii văd că suferiți aici din dragoste, vi se rupe sufletul în legătură cu o persoană dragă vouă, în legătură cu iubirea, cu plăcerea voastră, cu drumul unei persoane. Patru de cupe. Poate ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. E ca o senzație de plictiseală, e ca și cum spui, băi, dar m-am săturat, tot aștept și nu se întâmplă nimic. Sau te gândești aici serios să faci niște schimbări în viața ta privată. Ultima carte, Cavalerul de Bâte. Dragi scorpion, se pare că până la urmă luați atitudine și acționați dintr-un anumit punct de vedere. O legătură văd cu o persoană energică, plină de viață. Poate chiar e un moment în care spui, hai să mă bucur de viață, hai să mă distrez, că n-are sens. Poate cine știe o veste sau o încurajare pe care o primești din partea unui bărbat cu autoritate asupra ta, da, te poate ajuta foarte, foarte mult. Sau chiar o ieșire cu persoana iubită. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este un weekend în care ieșiți în evidență, sunteți în centrul atenției, bineînțeles că pot apărea și conflicte în relația cu ceilalți. Da? Prima parte a zilei de sâmbătă vă găsește foarte prinși pe muncă. Și acum, fie că e rutină zilnică, aveți de făcut mâncare, curățenie, ce să facem weekend, fie aveți de lucru, aveți tot felul de activități de făcut, fie că v-ați propus, fie că nu. Și acum, vedeți că sâmbătă seara apar conflicte în relația cu ceilalți, în mod special persoane cu autoritate asupra voastră, părinții, partenerul, șeful și chiar sâmbătă undeva spre seară va fi nevoie să vă împărțiți voi așa și pe muncă, pe viață profesională, dar și în plan personal. Poate e ceva acolo ce nu-ți place privind niște responsabilități pe care cineva ți le oferă, vrei și tu să te relaxezi și când colo te trezești cu niște responsabilități. Bun, duminică, prima parte a zilei te găsește pe niște drumuri sau ai ceva de rezolvat cu o mașină pentru unii dintre voi, aveți niște discuții și de asemenea văd o surpriză pe care o aveți printr-un apel telefonic, printr-un mesaj, printr-un drum scurt pe care îl faceți și vedeți că e un moment, dragi săgetători, în care în sfârșit conștientizați ceva sau vi se spune ceva. O persoană din jurul vostru își poate schimba atitudinea. Poate să fie și un moment în care vă schimbați și ideile privind relația cu partenerul de viață, relația cu o rudă, relația cu familia în general vorbind și uitați că voi acum puteți să aflați un adevăr în ziua de duminică dacă vă apucați și învârtiți pe acolo niște acte și vă uitați prin ele că sunt niște chestiuni pe care le puteți rezolva. Deci relația cu rudele de acolo aflați un adevăr sau aveți parte de o conștientizare al săgetători, dar ieși și cu niște conflicte în relația cu persoanele din trecutul vostru. E o situație din care să știi că tu vei ieși bine. Punctul norocului e în zodia ta când se produce aspectul la grad exact, deci tot înainte. Hai să vedem. Asul de bâte pentru tine și luna, o legătură cu zodia rac, pești, poate un scorpion pentru alții. Dragi săgetători, tot ați stat, ați așteptat, dar acum în sfârșit vă vine acel curaj. Asul de bâte înseamnă
bucurie, înseamnă noi activități pe care le faceți, înseamnă o nouă persoană pe care o puteți cunoaște, dar încercați să nu vă aruncați cu capul înainte, decât dacă vreți așa să trăiți momentul, să vă bucurați de poveste. O nouă activitate pe care o faceți la o vreme de seară. Apoi avem 4 de bâte. Multă bucurie, armonie, nu știu ce faceți voi, dar aveți ceva de petrecut. Poate să fie ceva legat de o femeie, dar pentru alții poate să fie un moment de trezire la realitate. 7 de spade, ultima carte. Fiți puțin atenți pe treaba asta cu petrecutul, pe evenimentele din familie, evenimentele în care vă implicați mai mult decât e cazul. Ceva nu vă place. Da? Poate ți-ai programat ceva și te trezești că ți se dă puțin programul peste cap. Încearcă să-ți asculți intuiția weekendul ăsta. Da, uite-te și spre partea practică a lucrurilor, dar uite că ți se vor arăta niște chestiuni care nu știu cât de mult îți vor plăcea. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi e un weekend foarte bun de studiu, de analiză, de călătorit. Prima parte a zilei de sâmbătă vă găsești într-o relație foarte bună cu un copil, cu persoana iubită și de asemenea Capricornii singuri pot experimenta tot felul de lucruri interesante. Deci dacă vreți pe cineva, ieșiți din casă. E important de menționat faptul că ziua de sâmbătă e bună pentru tine să te revezi cu fostă iubire sau să reiei niște discuții cu partenerul tău, să studiezi ceva ce ție îți place și de asemenea în a doua parte a zilei de sâmbătă, atenție pe sănătate, vezi că ți se demonstrează că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica și atenție la o problemă de sănătate a unei rude, pentru că de acolo pot fi tot felul de situații neprevăzute, drumuri, discuții, îngrijorări. Atenție și tu cum conduci, atenție ce discuții ai și atenție puțin pe sănătate. Ziua de duminică vine cu niște discuții foarte interesante pe care le ai cu niște persoane dragi ție, dar vine și cu o surpriză foarte benefică legată de bani, legată de copilul tău, legată de o afacere sau niște vești bune care te fac să te simți bine, pur și simplu. Spuneam eu că vei fi foarte prins, da, în acest weekend pe niște discuții care sunt destul de ciudate pentru tine. Și uite, ți se arată că e bine să te deschizi din nou și în fața unor alte principii de viață. Alții sunteți foarte prinși cu o problemă de sănătate a unei rude sau sunteți foarte prinși pe relația cu ceilalți. Da? Poate în sfârșit vă dați seama că e cazul să vă mai implicați și în viața privată, pentru unii capricorni, posibil și acest lucru. Aflați un adevăr legat de zona medicală, legat de muncă, de ce nu, chiar dacă e weekend. Însă e un moment în care, dragi capricorni, uitați că iar ce să facem, ne bazăm pe voi. Ne bazăm pe voi că dați dovadă de înțelepciune, dați dovadă de răbdare, că la cei pe cer. Împărăteasa pentru tine și 6 de monede. E cu bani, deci îți place. O legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Aici poți să primești un cadou, o apreciere sau îți cumperi ceva pentru sufletul tău, iar planul material este extrem de intens. Valetul de spade. Ești foarte curios în legătură cu o situație și poate chiar studiezi ceva, înveți, poate ești curios în legătură cu o persoană, în legătură cu o sursă de venit. Ultima carte, Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Tot Regina de Cupe, să știi că vine la pachet și cu o bucurie foarte mare pentru tine. Un weekend în care ai foarte mari emoții, chiar o discuție cu o femeie te-ar putea ajuta foarte mult să-ți clarifici o poveste, să-ți clarifici o situație. Studiezi ceva legat de zona medicală, tot ce ține de spiritualitate. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi e un weekend așa aglomerat, aș putea să spun, da. Chiar e un weekend aglomerat.
În primul rând aveți o grămadă de lucruri de făcut pentru casă, familie, vă pregătiți, voi să faceți ceva intens, poate vă pregătiți de o călătorie împreună cu partenerul sau aveți niște discuții foarte interesante privind viitorul familiei, privind viitorul casei, niște schimbări, o moștenire, sunt niște lucruri acolo, iar alți vărsători, nu știu, poate aveți musafiri, aveți chestiuni de făcut. E un moment bun, ziua de sâmbătă, mai ales în prima parte, să închizi și tu niște chestii care nu-ți mai plac. Undeva după amiază, vezi că apar niște cheltuieli. E nevoie să dai niște bani, primești niște bani, deci sunt niște discuții de genul acesta. Și uite că pot apărea și niște conflicte în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, pot apărea conflicte în relația cu un colaborator sau ceva legat de o afacere, de zona aceasta. Deci mare atenție, dragi vărsători, ce faceți. Nu este neapărat un weekend bun să cunoașteți pe cineva sau să vă întâlniți cu partenerul. Acum, dacă vreți să trăiți intens momentul, dacă vreți să vă clarificați o poveste, e ok tot înainte. Duminică. Din nou, duminica ai tot felul de activități de făcut, drumuri, discuții, surprize pe care le ai. Și e un moment în care afli și tu un adevăr legat de persoana iubită, legat de aprecierea pe care o dorești tu, legat de bani, legat de o afacere. În sfârșit ți se ia așa o mască de pe față și vezi și tu cum stau lucrurile. Acum că îți place, că nu-ți place, este o situație care pentru tine te favorizează foarte mult pe tot ce ține de zona de online, deci internet, tot ce ține de spiritualitate, tot ce ține de zona aceasta de grupuri de oameni, mase mari de oameni, deci ești foarte bine susținut pe așa ceva. E ca un duș acolo rece, e o trezire la realitate. Pentru unii vărsători pot fi chestiuni legate de o persoană foarte dragă vouă și atunci e normal să vă impacteze și pe voi. Da, hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Lumea, prima carte pentru tine, nebunul. Dragi vărsători, un weekend intens pentru voi, o bucurie, un nou început. E un weekend cu foarte mari surprize pentru voi, în care trăiți intens, încercați să vă bucurați de viață, să simțiți că trăiți la plus infinit. O bucurie foarte mare, uite, legată de o sumă de bani sau legată de o femeie importantă din viața ta. Apoi avem aici valetul de monede. Studiezi ceva, analizezi o situație sau ai legătură cu zona studiilor în acest weekend. De asemenea, văd un câștig financiar sau faptul că în sfârșit te simți mult mai stabil, mult mai sigur pe tine. Iar 3 de bâte vine la pachet cu un drum. Te informezi, vrei să-ți cumperi un bilet sau vrei să rezolvi o problemă legată de un drum și văd aici niște discuții foarte importante pentru tine, discuții care te pot ajuta foarte mult. Dar nu uita, e un weekend cu foarte mari surprize pentru tine. Zodia Pești. Dragi pești, relațiile cu ceilalți sunt foarte importante pentru voi. De asemenea, veți socializa foarte mult, veți intra în contact cu mulți oameni. Ziua de sâmbătă vă găsește într-o relație foarte bună cu rudele, cu apropiații, cu persoanele dragi vouă, aveți de negociat, aveți de făcut drumuri, aveți de studiat ceva, se întâmplă lucruri frumoase. Ei, în a doua parte a zilei de sâmbătă, atenție pentru că pot apărea conflicte în relațiile cu ceilalți și bineînțeles că pot apărea conflicte legate și de casă, de familie, cu un bărbat de acolo. Sunt chestiuni ciudate care se petrec și poate ar fi bine să ne ajutați, da? Să dați dovadă de înțelepciune, de răbdare. E un moment de conștientizare și pentru tine. Ziua de duminică, uite, vine cu tot felul de drumuri pe care le-ai de făcut, întâlniri, persoane care te sună, poate tu suni pe cineva, deschizi tot felul de discuții și uite că ai parte de o surpriză. Afli un secret care te lasă cu gura căscată sau primești un apel telefonic, primești un mesaj destul de ciudat. De asemenea, tot ziua de duminică poate să vină pentru tine cu un moment de conștientizare privind un bărbat din viața ta, privind tatăl, privind partenerul. Poate să fie vorba și despre stabilitatea ta, da, ca și bărbat. E un moment de conștientizare. E un moment în care afli un adevăr și asta e bine, că te eliberezi și norocul pentru tine chiar vine din zona aceasta a carierei, da? E o situație din care ieși bine, reputația ta e bună.
Poate sunt chestiuni legate de familie. În sfârșit, îți dai și tu seama ce înseamnă o familie sau ce înseamnă pentru tine, ce te face pe tine fericit. 10 de monede, 9 de monede. Dragi pești, dar petreceți aici, nu glumă, primiți bani, dați bani. E un weekend foarte bun în care vă simțiți bine, într-un grup de oameni, vă simțiți apreciați. De asemenea, avem 2 de monede, ceea ce înseamnă că va fi nevoie să te împarți cu siguranță între 2 chestiuni. 2 locuri de muncă, 2 situații, 2 persoane. Ultima carte pentru tine, cumpătarea, o legătură cu un săgetător. Se pare că tu ești vindecătorul, tu ești persoana care îi împacă pe ceilalți în acest weekend. Ce să facem? Astea sunt energiile. Te revezi cu o persoană din trecutul tău, da? Sau nu știi încotro să te mai împarți. Trebuie să te vezi și cu prietenii și cu familia. Poate chiar vrei să mergi în mai multe locuri. Vei reuși să vindeți ceva, vei reuși să afli o informație care te va ajuta enorm, enorm de mult. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc un weekend cât mai frumos, în care să vă odihniți, în care să lăsați așa lucrurile să curgă și indiferent ce aflați, indiferent ce resetare așa vi se dă, fie că e ceva banal, fie că e un moment în care spui gata, de mâine nu mai beau 2 cești de cafea, beau numai una. Fie că e ceva important pentru alții, chiar vă doresc un weekend frumos, cu o resetare cât mai drăguță și încercați să profitați de energiile astea. Chiar încercați să profitați că e păcat de ele, nu le mai avem foarte curând. Da? Asta e important de menționat. Și cam atât, să aveți parte de un weekend cât mai frumos.